Bun găsit, dragi prieteni, o ediție absolut senzațională, foarte multă dinamică, o să vedeți, aflați de toate astăzi de la noi. Până atunci însă intrăm direct în subiect, iarăși o nouă evoluție în raporturile cândva de mare iubire, ulterior de mare război între Cristina Cioran și Alex Dobrescu, tatăl copilului, pentru că, după cum știți foarte bine, domnul poartă o brățară. Poartă numai una. Dacă era și de la cealaltă soție, putea să poarte două brățări, dar nu era de bine, că de obicei două brățări înseamnă altceva, ceea ce nu-i dorim sub nicio formă. În orice caz, domnul Alex Dobrescu a bătut din nou la ușa inocenței și a făcut următoarea declarație, iar Cristina intră imediat cu noi. Hai să vedem declarația domnului, unde este, hai să o vedem. Nu mai pot, mă simt dezrădăcinat, mi-e dor de familie. Doamne, zici că-i fuego. Am făcut acum o nouă cerere de revocare a ordinului, trăirile personale și liberul arbitru nu au legătură cu ce scrie în lege. În sfârșit. Să vedem, poate scap de brățară. Două luni dacă aș recupera cu fetița contează enorm. Dacă nu se rezolvă, aștept să treacă cele patru luni rămase, apoi vreau să mă întorc la familie, declară el pentru, mă rog, citat de Fanatic. Mai are? Nu mai are. Așa, mai era, în sensul în care domnul Dobrescu ne-a mai spus un lucru îmbucurător, că se duce la psiholog, se duce la preot, ceea ce este foarte bine, fără niciun fel de ironie și fără niciun fel de maliție, la un moment dat cum se comporta, mă gândeam dacă nu trebuie să meargă și la exorcist. Dar nu despre asta vrem noi să vorbim. Cristina dă o declarație cu o compasiune umană. Dacă mai dăm declarația aia, că de aici eu am aruncat o nadă așa către știri și hai să vedem declarația Cristinei ca să știm de unde plecăm. Un post de televiziune zice, este adevărat, e sincer, nu știu ce să facem pentru asta, e o situație fără precedent, nu cred că a mai trecut nici el prin asta, îi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, știu asta și mie îmi pare rău. E o situație limită, nu am mari răspunsuri, îmi pare rău și pentru el și pentru situația creată. Și a vrut el să iasă ca un cucui în frunte. O să... ce comparație inocentă. O să încercăm să vedem până nu se ridică restricțiile, până nu se termină această perioadă, nu se poate face nimic pentru că nu suntem în contact, vorbim prin terți, e trist că s-a întâmplat așa. Bună ziua, Cristina! Salut! Da, uite, vezi, n-ai subliniat ce am spus ulterior, că îmi doresc să-și rea legătura cu fetița noastră, pentru că eu cred foarte mult în familie și copiii au nevoie și de mamă și de tată. Așa cum am spus într-o emisiune anterioară a ta, chiar când era domnul avocat Cuculiș acolo, și fix asta am spus, n-aș oprima niciodată și n-aș bloca niciodată relația fetiței cu tatăl ei și ar fi un gest egoist. Ține de el tot ce se va întâmpla pe viitor, pentru că el trebuie să se pună la punct. Dacă o să fie în regulă, nu știu de ce nu aș lăsa să-și reia relația cu fetița. Cristina, dar n-a mai fost el în regulă odată? Și după aia n-a mai fost iar? Ce să zic, Cristi? Eu îmi doresc din tot sufletul să crească copilul frumos. Ea este prioritatea mea. Ea este pe primul loc. Așadar, dacă se pune la punct și... na, premise sunt că am văzut că nu se mai dă în stambă. Eu sper să-și revină și să-și rea legătura, pentru că au avut o legătură foarte frumoasă. Auzi, dar el mai e prieten cu el, era pui frumos și pui gras, nu? Nu știu. Nu sunt la curent cu... Nu știi de ce? Mă gândeam că totuși, fără niciun fel de legătură cu domnul Dobrescu, Doamne ferește, e foarte important ca ambii părinți să fie alături de un copil, oricare ar fi el, cu condiția ca ambii părinți să fie în toate mințile, ceea ce este foarte important. Cred că cumva își revine ușor, cel puțin așa se vede din afară. Asta știu că îi pare rău, adică ce am declarat acolo, nu am exagerat cu nimic, nu sunt Sfânta Filoptea, deși iertarea este de la Dumnezeu și nu sunt eu în măsură să spun niciodată, cum am mai spus în emisiunile tale, niciodată nu voi spune niciodată. E bine dar să nu spui... lucrurile, nu,
au fost foarte grave. Și nu se pot trece cu vederea așa. Așa, mam. Așa. Și nu putem nici să luăm la mișto absolut nimic din ce s-a întâmplat. Repet, știu că îi pare rău, normal că și mie îmi pare rău, că aș fi preferat să nu se întâmple așa ceva, să nu... Nu, normal că repet, îmi pare deci, rău, repet, adică ce am spus și... să nu fie. Repet ce am spus și la știri mai devreme, dacă cumva ai de gând să procedezi la o iertare plenară, așa, o să-i propun prea fericirii sale să te pună undeva pe o frescă la biserică, pentru că, în general, mai știu vorba aia că un omul care ți-a greșit odată, s-ar putea să-ți greșească la fel și a doua oară. Dar poate dar că nu e așa. Dar multe vorbe, dar n-are sens, că nu vreau acum să facem... să ridicăm nimănui statuie, în niciun caz mie. Repet ce am spus, știu că îi pare rău, pentru că n-are cum să nu-i pare rău la tot ce s-a întâmplat. Na. Eu mă bucur, în schimb, că a trimis pentru fetiță, prin terți, fani, cadouri. Na. Dar el a mai trimis o dată cadouri și s-a arătat a fi minunat. Mai întreb o dată, nu? Ce trebuie să facă acum ca să fie cu adevărat luat în seamă ca un tată responsabil? Măi, știi cum e? Faptele vorbesc, nu vorbele. Habar n-am. Asta că și la vorbe a fost bun. Zicea că o să ai un alt copil cu el, adică omul vorbea, te-a făcut în etate, ca să nu spun exact cuvinte. Da, da, da. Și pe mama celuilalt copil. Și prost și nu vreau să-mi aduc aminte că mă afectează. A vorbit mult și prost. Așa este. Nu. Dacă faptele lui de acum, de când s-a cumințit, sau mă rog, așa spune, dacă faptele lui vor vorbi pentru el și va face lucruri bune, a început să facă, îți repet, a trimis bani, îmi trimite bani pentru Emma și cadou și ok, asta e foarte bine. Și repet, știu că îi pare rău, că cunosc personajul foarte bine. Banii nu pot să acopere orice rană sufletească, nu? Nu, dar acum nu avem voie să fim în contact, adică nu suntem niciun fel de contact, ca atare nu are alte pârghii. Na. Ce să zic? E... Tăcerea ta? Mai, oricum nu mai e așa inflamată situația, pentru că na, nici nu vine să cred că au trecut deja atâtea luni, nu vine să cred. Da, mă, Cristina, adevărul e că a fost liniște, ceea ce cu siguranță este un plus, ceea, de fapt asta se și dorește. De aici încolo, știi că mai e o vorbă, trebuie să mai treacă și testul timpului, că așa, păi la da. Declarații toată lumea e frumoasă și cu părul aranjat. Da, testul da, timpului. Ca mine acum, mulțumesc. Da, dracu, am văzut că te-ai aranjat special pentru... Chiar voiam să spun, nu, vin de la niște filmări, am lucrat și pentru canalul meu de YouTube și dacă nu știți ce fac acolo, fac rețete, vă rog să intrați, Cristina Ciolantă Bune. Am încercat să depășim toată această perioadă grea, pentru că n-a fost o perioadă ușoară nici pentru mine și nici pentru cea mică. Și na, ce să zic. Cineva spunea că lasă-mă că-l uită, dar nu e vorba de asta. Nu trebuie să-l uite. Nu. Trebuie să își asume responsabilitate și își dorește asta și trebuie să coincidă, ca să zic așa, să fie în regulă pentru creșterea fetiței, pentru că eu nu mi-am dorit niciodată să fiu mamă singură sau să nu existe tată în viața copilului meu, niciodată. Și cu riscul să mă comenteze toată lumea. Hai să fim serioși. Copiii trebuie să aibă ambii părinți. Atât cât se poate. Repet, cu condiția, cu condiția ca un părinte să nu fie toxic. Poftim? Cu condiția ca un părinte să nu fie toxic. Da. Dacă el își va reveni și... na. Este bine și pentru Emma să își reia relația cu el, sigur că da. Cristina, ne știm de atâta vreme. Tare mult l-ai iubit pe băiatul ăsta. Asta s-a nimerit, Cristi.
foarte bine, dar eu întreb dacă el poate să prețuiască vreodată câtă iubire i-ai dat tu de fapt. Da, nu vreau să devenim acum sentimental, să mă duc cu gândul în altă zonă, chiar nu vreau. Te întâlnești în viață cu multe lucruri și asta e. Faci față, reziști, te lupți, te lași, ierți, nu ierți, te superi, te ceri. E viață, nu? A mai rămas ceva în sufletul tău? Ce a mai rămas, apropo de el? E, nici nu contează asta. Contează că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Repet, fetița noastră este pe primul loc. Adică, nu eu. Îmi doresc pentru ea să fie fericită, să fie sănătoasă, să... Nu știu. Atât, nu mă interesează altceva. Alte lucruri, nu. Îi las pe cei de pe Facebook să comenteze. Nu, pe oamenii de pe Facebook se nu lasă să comenteze, că acolo umblă oameni fără rețete, fără niciun fel de probleme. Așa e! Da, ce acolo? Ce mesaje primesc, Doamne! Mi se trimit mesaje de la mesaje. Mesaje cu mesaje. Uite ce spune, uite comentariile de la nu știu ce articol de pe Facebook. Păi lăsați-mă, frate, pe ce că mă interesează. Nu le citesc, nu mă... Păi încerc să nu mă las afectată, pentru că... Cine comentează în general, adică nu știu, cât timp trebuie să... Tu ai comentat vreodată, Cristi, la... La cineva în viața mea? Viața altora? Niciodată. Ceva care nu te privește. A, nu. N-am comentat niciodată, decât dacă am felicitat prieten pentru anumite momente. N-am apucat să le o spun atunci când trebuia și măcar pe Facebook am trimis un la mulți ani. Da. Nu, dar așa, să vezi un articol, să te apuci și să... Cu tare! Mă, Cristina, eu cred că noi suntem încă normal la cap. De se și uită lumea la noi. N-am făcut niciodată chestia asta, dar, repet, pentru asta s-a inventat sfântul bloc. Dai bloc, nu te mai doare capul, fiecare pacient să facă ce vrea cu rețeta lui. Da, exact. Da. Păi, asta e. Eu îți mulțumesc că, uite, ai vrut să lămurim un pic. Nu s-a înțeles, sper, greșit din acel interviu pe care l-am dat. Așa cum vorbeam și cu Culiș, cu domnul avocat, n-aș îngrădi niciodată dreptul unui părinte de a fi alături de copilul său. Bineînțeles că există niște condiții, așa cum există în viață. Corect. Da. Mulțumim foarte mult, Cristina, pentru toată emoția pe care ne-ai transmis-o și care s-a văzut, să știi. S-a văzut și este și normal, pentru că Emma înseamnă mult prea mult pentru tine ca să nu te gândești de două ori când zâmbești chiar și celor care n-ar trebui să le mai zâmbești niciodată în viața ta. În final aș vrea să spun, Cristi, n-am fost niciodată o feministă. Eu am fost mereu o familistă. Foarte frumos. Da. Uite, le spuneam, ca să chem totuși cu zâmbetul pe buze, am să dau un citat dintr-un personaj celebru apropo de iertare. La un moment dat, Daniela Crudu a avut o problemă cu fotbalistul Mihai Costea, l-a agresat-o și la un moment dat Mihai Costea a plecat cu altă femeie și atunci Daniela Crudu a fost întrebat: ai vreun regret în ceea ce îl privește? Ce părere ai? N-am nimic cu el, dar să se aleagă praful. Așa că, sigur că da. Da. Să fie bine, să nu fie rău. Pupă copilul, te mai așteptăm prin studio. Și eu. Ne-am mutat pe aici și mai pe la Pipera și poate... Am auzit. Păi da, e mai cald aici, e mai frumos, e cozy, cum se spune. Păi trebuie să vă fac o vizită. Hai. Vorbim. Ajunge cu Skype-ul ăsta. Are și el limitele lui. Mulțumim, Cristina Cioran, doamnelor și domnilor, după scurtă pauză, momente extraordinare cu Maria Raman Gheorghe. Sărbătoarea minunată a romaniței Ioan și a băiatului ei Albert. Este ziua lor. Astăzi se sărbătoresc împreună într-un mod absolut minunat și un super specialist în tot ceea ce înseamnă nutriție. În această toamnă, vreme de 10 ediții, o să învățați tot ceea ce trebuie să știți ca să fiți perfecți. Stați cu noi, super ediție!